Angajații societății care prestează servicii de reparații și întreținerea locomotivelor din parcul CFR Călătorii au intrat astăzi în grevă japoneză. Angajații sunt nemulțumiți de salarii. Actualul contract colectiv de muncă expiră la data de 1 august, iar reparatorii de locomotive cer o majorare salarială de 15%, după modelul angajaților celorlalte societăți ale căilor ferate române. La Brașov sunt 350 de angajați în structura reparațiilor de locomotive de călători, iar în toată țara sunt 1600 de reparatori de locomotive. Ni s-a spus că deocamdată nu sunt bani, să mai căutăm alte variante, probabil ceva disponibilizări, să așteaptă treburi de-astea, care noi nu le acceptăm, pentru că suntem destui de puțini care am rămas să mai muncim. Protestatarii, care nu au primit până acum niciun semn din partea factorilor de decizie, vor rămâne în grevă japoneză până miercuri la ora 15.